Bună, dragilor! Astăzi avem cel de-al patrulea update al proiectului O Nouă Decadă. Numărul de utilizator, de utilizator, doamne, de, de utilizări este puțin eronat, dar, na, asta este, le-am menționat la fiecare produs ca să o continuăm așa pe linie, dar este puțin eronat oricum. Um, nu știu sigur dacă va mai fi un update în decembrie sau nu, vedem cum permite și timpul, dar în orice caz voi filma uh, finalul, ori în decembrie, ori în, uh, la începutul lunii ianuarie. Așa că să nu mai lungesc vorba, haideți să vedem uh, ce am realizat cu fiecare produs în parte. Primul produs este serul de la Novage True Perfection. L-am folosit de 26 de ori în ultima perioadă, dintr-un total de 51 de utilizări. Și s-a terminat. Este un produs bun, care îmi place, nu se mai găsește în momentul de față, dar eu mai am unul și vreau să-l termin și pe acela. Este un produs care iluminează tenul atunci când îl folosești, fața tenul se vede mult mai luminos, deci chiar este un produs care îmi place și pe care vreau să-l folosesc în continuare. Cel de-al doilea produs este masca gel Optimals. Nu am început-o încă și nu cred că voi reuși să o încep până la sfârșitul anului, pentru că am fost cam leneș în ceea ce privește măștile ce să fac. Cel de-al treilea produs este crema în cu protinol. Am folosit-o de 36 de ori, dintr-un total de 44. Se cunoaște că am folosit din ea, nu este nici preferata mea, dar nici nu pot să zic că este o cremă rea, se simte pe față toată ziua și când atingi ceva rămâne, se transferă și asta nu prea mă încântă, dar ea pe total este un produs ok, voi vedea cum reușesc să o termin și pe ea, să nu ne mai intersectăm. Un alt produs pe care l-am terminat este crema de mâini Spiced Citrus. Am folosit-o de 98 de ori dintr-un total de 117. Miroase bine, hidratează bine, dar problema este că hidratează doar pe moment. La scurt timp, nu știu, maxim 20 de minute, nu se mai simte nicio hidratare, nimic. Și asta nu prea e încântant. Următorul produs este uleiul de păr de la DM. L-am folosit de 10 ori, și s-a terminat. Nu este un produs care să facă ceva, adică nu face absolut nimic. Miroase bine și atât. Eu de când am început să-l folosesc, părul meu chiar a început să devină casant și să se rupă. Nu, nu, nici măcar nu-l hidrata, adică era ca o mătură la vârfuri, deci nu-l recomand, nu face absolut nimic, poate face chiar mai rău. Un alt produs pe care l-am terminat este crema de la Monuspa, este o cremă care mie îmi place maxim, am vorbit despre ea într-un într clip cu produse terminate, nu am să mai o lungesc și aici, dar am folosit-o de 10 ori, dintr-un total de 11 și s-a terminat. Miroase genial, este lejeră, lăptoasă, deci vă invit să vedeți acel clip în care am vorbit mai multe despre ea. Un alt produs pe care nu l-am început încă și nu-l voi începe probabil în acest an este acest balsam de curățare, de machiant, de la Avon New. Probabil anul viitor îi vine și lui rândul, nu știu ce să zic, dar produs terminat, pe care l-am folosit pe corp, nici de cum pentru față, este scrubul Avon True Natura Effect. L-am folosit de 10 ori în ultima perioadă dintr-un total de 15 ori și e gata. Este un produs ok, chiar și pentru față, dar eu am renunțat la a mai folosi scraburi mecanice pe față. Asta este singurul motiv, dar este un produs bun, din punctul meu de vedere. Un alt produs, avem aici laptele de machiaj de la Douglas l-am folosit de 4 ori în ultima perioadă, dintr-un total de 15 sau așa mi-am notat, nu prea am dau seama ce am notat eu aici. În fine, este un produs ok și cam atât. Dacă ar fi să-l recumpăr, nu, dar dacă îl voi mai primi, îl voi mai folosi și altă dată. Produs început este acest BB Cream de la On Color. Urmează să-l încep și pe el, probabil și anul acesta, depinde de nevoi. Dar clar nu se va termina până la sfârșitul anului, deci aia e un produs cu care nu voi îndeplini scopul. Bun, și pentru că am terminat 5 produse, am ales să introduc altele 5 în, în locul lor pentru a vedea dacă mai reușesc să termin ceva până la sfârșitul anului sau nu. Și am ales să introduc uh, crema de corp de la Ahava. Uh, sunt curioasă cum este, cum se prezintă, este și o miniatură, cel mai probabil o termin pe asta până în decembrie. Acesta este și scopul să o dau gata. V-am spus mai devreme că mi-a plăcut produsul și că mai am încă unul, am ales să-l reintroduc, Novage True Perfection, este serumul, deci vreau să-l folosesc și pe el și sunt mari șanse să reușesc să-l termin până la sfârșitul anului. Un alt produs cu care nu am speranțe că voi face mare lucru până la sfârșitul anului, dar eu am să încerc, este această cremă de mâini Frosted Berry Cake de la Oriflame. Miroase bine a Crăciun, deci hai să vedem ce reușesc cu ea până la sfârșitul anului. mai au foarte puțin și expiră, le introduc și pe acestea, scrub pentru față, Love Nature cu castravete. Vreau să le termin pe amândouă și cred că am șanse să le termin pe amândouă până la sfârșitul anului. Deci, haideți să vedem ce se întâmplă cu ele. Bun, și asta a fost progresul meu. Cam slăbuți pentru șase luni, dar asta este, vom vedea ce va mai fi. Scuzați gălăgia de pe fundal, dar uh, nu am reușit să prind un moment să fiu singură. Deci, uh, da, câinii și-au făcut de cap, fiul nu și-a făcut de cap, toată lumea și-a făcut de cap în casă. Aia e ce să facem. Nu o mai lungesc pentru că nu-mi place să vorbesc mult. De fapt, îmi place să vorbesc mult, dar nu e indicat să vorbesc mult. Așa că vă mulțumesc de vizualizare, vă pup, pa, pa!